Dacă, la fel ca și noi, faci parte din generația anilor 80-90, pun pariu că te-ai gândit adesea asupra modului cel mai potrivit de a-ți crește și educa copiii în societatea de astăzi. Asta în cazul în care nu ești deja părinte. Mai ales în materie de tehnologie, lucrurile s-au schimbat considerabil comparativ cu vremurile copilăriei noastre. În cadrul unui articol al ziarului The New York Times, reporterul Nick Bilton a declarat că l-ar fi întrebat mai de mult pe Jobs. Cu siguranță copiii noastre sunt îndrăgostiți de iPad, nu-i așa? la care Jobs a replicat Nu au folosit niciodată astfel de gadgeturi la noi acasă avem grijă să limităm expunerea copiilor la tehnologie, în special în Silicon Valley. Desprinderea copiilor de tehnologie a devenit un adevărat trend printre rândurile directorilor tehnologici și inginerilor care își protejează odraslele de efectele tehnologiei. Mai mult își trimit copiii la școli non-tech, așa cum este școala Waldorf din Los Altos, care elimină complet folosirea computerului în procesul de educație, concentrându-se exclusiv pe metodele clasice de prevenire și învățare. Există un citat care a fost scos în evidență în ziarul The Times, de către Chris Anderson, directorul executiv al companiei 3D Robotics și tată a cinci copii. El explică mai îndeaproape motivele care îi determină pe cei care lucrează în industria tehnologiei de calcul să își țină copiii la adăpost de aceste inovații. Copiii ne acuză pe mine și pe soția mea de faptul că avem o atitudine fascistă și că ne facem prea multe probleme legate de folosirea gadgeturilor, reproșându-ne mereu faptul că niciunul dintre prietenii lor nu au reparte de un tratament atât de aspru în această privință dar acționăm așa pentru că am asistat la pericolele tehnologiei din prima linie. Am constatat efectele negative pe pielea mea, așa că nu vreau ca și copiii mei să fie afectați. Dacă privim lucrurile prin prisma propriei noastre de dependențe de iphone și de alte ghegeturi, atunci este firesc să ne facem probleme ca am putea să ne educăm copiii în spiritul unei vieți disfuncționale, scindate și complet lipsite de imaginație și de creativitate atunci când le punem la dispoziție astfel de dispozitive de la vârste foarte fragede. Am fost ultima generație care ne-am jucat afară la aer și nu în casă cu ochii ațintiți într-un ecran, iar asta s-a întâmplat tocmai pentru că nu am avut smartphone-uri și laptopuri. Am învățat și ne-am distrat făcând mișcare, interacționând unii cu alții în mod direct și am preluat informații din cărți și socializând cu alți oameni, nu căutându-le pe Google. Tocmai acest caracter multilateral și holistic al educației noastre ne-a ajutat să devenim oameni compleți și închegați. Având în vedere toate aceste lucruri, ar trebui să ne preocupe mai mult faptul că ne privăm copiii de libertate, de a sta ori în șir pe ceea ce de a juca în continuu Candy Crush, dacă nu le punem la dispoziție un smartphone sau faptul că i-am putea priva de o dezvoltare sănătoasă și mai autonomă prin decizia de a le pune la dispoziție un smartphone. În ceea ce mă privește, consider că Steve Jobs a procedat cât se poate de corect față de copiii săi. Așadar, data viitoare când mai reflectezi asupra modului în care ai vrea să-ți educi copiii, recomand să te gândești bine dacă atunci când le înmânezi un gadget le faci un bine sau mai degrabă un rău în loc să-i duci de mici în spiritul tehnologiei, poate ar fi mai bine să-i scoți de mână afară și să te joci cu ei la aer liber. S-ar putea să te urască acum pentru asta, dar cu siguranță vor ajunge să-ți mulțumească mai târziu. Sunt convins că, odată cu înaintarea în vârstă, cu toții regretăm timpul pierdut în lumea virtuală, timp pe care l-am fi putut petrece bucurându-ne de natură, de soare și de compania oamenilor în carne și oase și nu a eroilor din jocurile video.